Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din seria de KikiCraft. Astăzi o să facem episodul puțin mai special, așa cum am zis și în videourile acelea scurte pe care le-am postat pe canal. Deci m-am săturat să sparg unelte de fier și pentru că vreau să încep în sfârșit să fac o casă mișto, m-am pus pe treabă. Cu diamantele pe care le-am făcut până acum și cu o speranță la mai mult, m-am dus în end să fac rost de câteva puncte de XP. Am spart la ăștia până când am rămas efectiv cu un pui în mână. Cu ajutorul mesei de enchantment al lui Kiki și Bulan Maxim, am reușit să fac târnăcop.exe, cu care aveam să minez mai multe diamante ca să-mi completez setul. Problema mare e că târnăcopul ăsta are silk touch și încă mai îmi trebuie un târnăcop care să aibă și forge. Așa că m-am dus în mină și m-am apucat să minez. Tot minatul ăsta a durat cred că undeva la 2 ore, ish. Dar în sfârșit, după foarte, foarte multe chinuri, am reușit să fac rost de câteva diamante. Câteva diamante aici, câteva diamante mai încolo și uite așa am făcut suficiente blocuri. Cu ajutorul lui Kiki, uneltele pe care le-am făcut inițial s-au transformat din diamant în netherite și ba încă cu cele mai bune enchanturi. Și în sfârșit, acum puteam sparge diamantele minate. A pus și niște nume foarte interesante la unelte. Am Tietai să moară familia, Haide masiv și Credit Card Debt, care este toporul. Cu diamantele obținute și cu experiența obținută din End, acum, în sfârșit, puteam să îmi fac și armură. Am făcut câteva încercări acolo ca să obțin cea mai bună armură, dar am reușit într-un final. După ce am terminat, am decis să arunc toate gunoaiele și, din greșeală, am aruncat și târnăcopul făcut de Kiki. Din fericire, târnăcopul era din netherite și nu a ars. Și nu o să vă mint, în momentul acela am trecut prin efectiv cea mai mare dramă prin care am trecut în, nu știu, ultimele luni de când mă joc Minecraft. Efectiv am uitat. Am uitat că chestia nu arde, ok? Am uitat. Acum, în continuare, cu ajutorul lui Kiki și de data asta și al lui Dumi, am reușit să fac rost de două piese din netherite. Yay! De ce doar două piese? Atât s-a putut. Acum, în sfârșit, că am echipament ca lumea, a sosit timpul să fac rost de materialele necesare pentru cea mai șmecheră casă. Următoarele 10 zile din Minecraft ce au urmat le-am petrecut tăind copaci, foarte mulți copaci, minând foarte multă piatră și, în sfârșit, după ce am strâns destule resurse, am început să dărâm și vechea și nasoala casă. Efectiv nu mai îmi plăcea. Și ca să nu ziceți că nu am făcut treabă, am băgat aici un timelapse de stage maker în care sparg totul foarte, foarte repede ca să vedeți ce băiat harnic sunt și ca să nu ziceți că nu am editat, am mai pus și acest timelapse super șmecher. Când eram gata să mă apuc de casă, am realizat că am nevoie de teracota și șulcăre în care să depozitez acea teracota, pentru că teracota se afla la o distanță foarte, foarte mare și nu ar fi făcut sens să fac foarte, foarte multe drumuri. Așa că mi-am luat curaj și ceva mâncare de la Kiki. Sunt așa, jumătate de stac, 3 diamante. Aici punem bănuții. S-au dus. Și iau jumătate de stack și ar trebui să fie suficient. Bun. Acum, de fapt, dacă tot sunt aici,
Hai să facem o chestie. O să folosesc portarul lui Kiki. Deocamdată vreau să depozitez chestiile astea aici, temporar. There we go. Ok. Și hai să mergem în end. Reușesc eu oare să dau o perlă acolo? Ah, god damn it. Se pare că o să trească să construim așa, în mod țărănește până acolo. Nu vreau să mai dau încă o dată și să mă trezesc că pic în void. E un sentiment foarte neplăcut. Nu-mi place în end, ok? There we go. Acum o să fie destul de interesant să găsesc orășelele acelea, dar harta aceasta, stai așa să nu mă uit în jos ca să nu se spawneze vreun de asta, harta asta o să mă ajute foarte mult. Aici este locul, bănec cu salivă, aici este locul unde s-a bătut dragonul și unde sunt pilării aceia și practic am văzut că s-a construit în direcția aceasta, deci băieții s-au dus în direcția aceasta și au explorat, așa că eu am să mă duc în direcția diametral opusă ca să găsim un orășel din acela de end care nu a fost încă lootat. Așa că hai să ne punem pe treabă. There we go. Am reușit să găsesc primul orășel de end. Wow! N-a durat foarte mult, să fiu sincer. Nu a trebuit să navighez de foarte, foarte departe, după câte puteți observa. Am plecat de undeva de aici, am mers pe aici, tuc, 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 și am ajuns aici. Între timp mi-am adus aminte că există un website foarte șmecher, care poți să-l folosești să localizezi orășele de-astea de end. Super, super ușor și da, am găsit. Acum să sperăm că nu a fost lootat. Spre fericirea mea, nu s-a atins nimeni de zona asta. Ceea ce înseamnă că rezultă foarte mult loot șmecher. Ia să vedem ce avem aici. Pantalon cu mending! Băi, ești nebun? Nice! Acum, singura prostie mare pe care am făcut-o a fost faptul că... Faptul că nu am luat și niște artificii. Deși eu am o fabrică de sugarcane, nu m-am ocupat să-mi fac niște artificii și era super easy să fac artificiile. Nu dura foarte mult să le fac și aveam și... puteam să fac și rost și de resursele necesare. Ei bine, să vedem, am 8 șulcăre, cred că este suficient, să fiu sincer cu voi, în momentul de față. Acum putem să ne întoarcem înapoi acasă, de îndată ce se opresc mizerile astea din a mă ataca. Dacă aș putea să... There we go. Ok. Perfect. Bun. Și acum putem să ne echipăm Elytra, care arată genial. Și să... Ia să vedem în ce direcție este. Să ne ducem spre casă. Are masiv. Am reușit să zbor cu Elytra de aici până aici. Asta e un record personal. Și acum vreau să fac un challenge. Putem noi oare ca oameni să zburăm cu Elytra fără artificii, fără nebunii, să zburăm cu Elytra de aici până aici? Eu zic că putem. Dacă să fim sigur că putem, o să pun blocuri de astea până la 256 și o să-mi dau drumul cu Elytra de aici. Și sunt sigur că pot să ajung până acolo în centru. Bă, 256, gata. Punem Elytra. Hare! Acum, chestia e că dacă deschidem coordonatele, că numai cu ajutorul ăstora putem să navigăm, dacă deschidem chestia asta, o să vedeți acolo facing west, towards, nu știu ce. E bine, chestia aia îmi spune mie orientarea mea cu această Elytra. Mă rog, orientarea mea în timp și spațiu, ca să zicem așa.
Și, ei bine, cu ajutorul chestiei alea, eu o folosesc ca să, uite, 46, 46, ceva de genul acesta. Și cam așa se folosește. Oh! Am un pic de emoții, ok? Și nu o folosesc cum ar trebui. Însă, ideea este, schema este că tu trebuie să ai același unghi, unghi de 45 de grade sau 46 de grade, și făcând chestia asta, tu practic faci ca niște valuri și chestia asta îți permite ție să mergi foarte, foarte, foarte mult cu elitra, fără să folosești ba chiar un artificiu. Ca și drept dovadă, mi-a fost un pic frică, nu o să vă mint, dar ca drept dovadă, ați observat că am reușit să navigăm de aici până aici. Sigur, a trebuit să fac eu acel turn de 256 de pătrățele înălțime, dar asta pentru că pur și simplu mi-a fost mie frică. Este prima elitra pe care o fac și primul set de armură, așa că nu am vrut să le pierd. Bun, hai să ne întoarcem acasă. Bun, ne-am întors acasă. Hai să facem și aceste shulker box-uri. Acum, din nefericire, nu avem acel data pack care permite în momentul în care omori un shulker box să îți dropeze câte două carcase din acelea, ceea ce mi s-ar părea și normal. Așa că n-am vrut să fac prea multe, n-am vrut să stau să mă chinui prea multe, pentru că oricum 4 shulker box-uri ar fi suficiente pentru ceea ce mă interesează pe mine. Și acestea fiind zise, dragilor, noi vom încheia transmisiunea aici. Am făcut un progres masiv în episodul de astăzi, am reușit să fac rost de armură, am reușit să fac rost de aproape toate resursele necesare, am reușit să fac rost cu ajutorul, bineînțeles, armura și uneltele sunt cu ajutorul lui Kikirino și a celorlalți, dar în special cu ajutorul lui Kikirino. Și ne-am avântat și în end și am făcut rost și de Elytra. Ce vrei mai mult? Deci ce vrei mai mult? Într-un singur episod am făcut toate chestiile astea. În episodul următor o să ne ocupăm de casă. Dar până să ajungem noi la casă, o să trebuiască să facem rost de teracota. Teracota de aia șmecheră, șmecheră. Dragilor, episodul de astăzi se încheie aici și cu aceasta eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și vă doresc să aveți o zi sau o seară minunată în continuare.